și să ne ridicăm pe picioare, cântăm împreună echipa. Nu vreau să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin. Când mă rog, mă ascunzi, de păcate mă ierți. Numai tu mă înțelegi, credincios îmi vorbești. Iar sub aripa ta de furtun mă ascunzi. Mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea. Prin har să trăiesc, nici nu pot să-ți exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire. Inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire. Inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Doamne, vreau să slujesc și tot ce am mai bun ție să-ți dăruiesc. Tu ești sfânt, nepătruns, de aproape mă vezi. Inima-mi cercetez, prin Scriptură îmi vorbești și îmi dai noi puteri. Zi de zi să trăiesc, nici nu pot să-ți exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire. Inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat, cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire. Inima mea prin tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Hai să-L aplaudăm pe Cel ce merită. El este Iisus Hristos, Domnul, și pentru că El este Domnul nostru, spunem împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Vreau să cântăm în continuare cu echipa Bisericii Betleem în seara asta. Cântăm împreună. Eu te iubesc, mila ta e nesfârșită, zi de zi tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să-ți scânt purătatea ta. Eu te iubesc, eu te iubesc, mila ta e nesfârșită, zi de zi tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să-ți cânt bunătatea ta. Spune Domnului, tu mereu ai fost cu mine. Tu mereu ai fost cu mine. Doamne, ai fost mereu atât de bun. Doamne, ai fost mereu atât. Yeah.
înainte de a ne așeza, spune celui de lângă tine, Domnul a fost bun cu mine și cu tine. Reașezați-vă. Vă zicem un bun venit tuturor celor ce ați găsit de bine să fiți împreună cu noi la Biserica Betleem din Alești. Dacă v-a plăcut cum au cântat echipa, o parte din tinerii Bisericii Betleem, vă invit să mai veniți pe la noi să-i ascultați. Ei laudă pe Domnul din toată inima. Domnul să-i binecuvânteze. Dacă e cineva pentru prima dată în seara aceasta împreună cu noi, vreau să vă ridicați pe picioare să vă binecuvântăm. Dacă e cineva pentru prima dată aici, ridicați-vă. Bine ați venit! Noi așa vă binecuvântăm prin aplauze pe toți cei care veniți la noi. Dacă avem printre noi frați ortodoxi, ridicați-vă în picioare. Lăudați să fie Domnul! Dacă avem frați baptiști, ridicați-vă, nu vă fie rușine că sunteți baptiști, că n-aveți Duhul Sfânt ca pentecostali, aia e problema lor. Pentecostali sunteți? Mulți? Lăudați să fie Domnul! Vreau să vă spun ceva în seara asta. M-a întrebat azi cineva, mă, de ce face seriile astea speciale, ca și le numiți voi, evanghelizări speciale? Ce scop au seriile acestea? Scopul acesta pe care noi cred că fiecare evanghelist, fiecare care spune despre Dumnezeu este nu de a chema oamenii la un cult, nu de a chema oamenii la o religie, nu de a chema să fim noi cât mai mulți sau să mergeți acolo, nu. Scopul nostru este să îl prezentăm oamenilor pe Hristos cel înviat din morți. E singurul care are toată puterea dată de Dumnezeu în cer, pe pământ și sub pământ, ca numele Lui să se plece orice genunchi. În seara aceasta, împreună cu noi, sunt niște oameni speciali, eu așa-i consider, și ori de câte ori au venit aici, ne-am simțit împreună bine cu ei. Simina, împreună cu soțul Ovidiu, vreau să vă ridicați în picioare, să vă vadă biserica, hai să-i aplaudăm. Sora Simina, ea a mai fost împreună cu Ovid la noi, cu cântare, ea va sluji prin cântare. Împreună cu Simina va sluji prin cântare unul din cei mai buni chitariști pe care eu personal i-am cunoscut, Loris, ridică-te, hai să te binecuvântăm. Pot să spun că îl cunosc pe Loris de ceva ani, a fost și la noi acasă și ne-am bucurat împreună cu ei. Au un talent deosebit. Simina, pentru cei care nu o cunoașteți, în urma cu 10-15 ani, dacă nu greșesc, în mediul evanghelic în România era cea mai ascultată voce, pot să spun, și vreau să spun ceva. Pentru mine cântările ei au fost o încurajare extraordinară. Erau casete, nu erau acum CD-uri, apoi. În seara asta vreau să ne rugăm pentru ea. Cu siguranță îți va vorbi Dumnezeu și prin cântare. Te invit aici, Simina, împreună cu Loris, cu un grupaj de cântări și cred din toată inima că Dumnezeu vă va binecuvânta. Amin. Să fiu din nou la dumneavoastră în biserică. Este un har pentru noi să putem să îl slăvim pe Domnul Slavei împreună. Știți, această introducere a fratelui m-a emoționat puțin și aș vrea să mărturisesc un lucru care nu cred că l-am spus nimănui, niciodată. Atât de mult bine a făcut Domnul tuturor dintre noi și
Așa de puțin suntem conștienți. Așa de puțin îi mulțumim. Într-adevăr, acum 10-15 ani, viața mea a fost doar muzica împreună cu Gabriela. Făceam doar asta. Și într-o zi, cu rușine pot să spun că am avut un moment în care m-am supărat. Și am zis, poate e timpul să iau o pauză. Îmi pare rău de lucrul ăsta pentru că am realizat puțin mai încolo că noi nu facem nimic pentru noi, unul pentru altul. Noi nu cântăm pentru oameni. Noi nu slăvim oamenii, ci noi îl slăvim pe Dumnezeu. Noi cântăm pentru Dumnezeu, pentru că atât de mult bine ne-a făcut și în fiecare zi bunătatea Lui se înnoiește. Cine-s eu să am parte de iubire? Cine-s eu să ținuiești binecuvântările în fiecare dimineață? Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că n-a ținut cont de supărarea mea temporară atunci. Și m-a primit din nou în brațul Lui și m-a adus din nou la Han. Și pentru asta se merită să cântăm o viață întreagă. Am să-l rog pe fratele Daniel dacă poate să pune efectul din nou pe microfon. Aici, mersi. Și așa voi începe cu Cine-s eu să am parte de iubire? Cine-s eu
să te am ca tată. Eu un rob, iar tu ești Dumnezeu. Prin jertfa ta m-ai câștigat, cu Duhul Sfânt m-ai însuflat și viața veșnică. Îți mulțumesc că nimeni și nimic nu mă poate lua de acolo. Îți mulțumesc pentru iubirea ta, pentru bunătatea ta. Cânt și din piesele vechi și știu că poate unii dintre voi cunoașteți această piesă. Mi este o piesă foarte dragă. Nu am cântat-o la dumneavoastră niciodată. Poate vă face plăcere să o cântăm împreună. Pribeag, prin munții de întristări, tu m-ai chemat.
mi-ai spus că fără ta iubire mi-e sufletul jale stins. Când flăcării vin din nemurire cu ură rânduleci ne-au stins, mi-ai spus că fără ta speranță al inimii catarg mi-e frânt. Când vin furtuni de suferință și barca vieții nu e cânt, priveam prin munții de tristări, tu m-ai chemat din rând de foc. Iar
Dar dacă în valurile vieții de multe ori eu cad în frânt, eu știu că am în tine, Tată, apărător jos pe pământ. Mai poruncește caltă dată și valul se va liniști. Cu vocea binecuvântată, Părinte drag din veșnicii, mai poruncește caltă dată și valul se va liniști. Cu vocea binecuvântată, Părinte drag din veșnicii. Privind adânc în ochii tăi,
te pierd. Lipește, Doamne, sufletul de tine. Papiunile vin de altar să vivi. Să n-am în plug nici văd, nici hol de pline. Iar tu să fii și pâine veci și vii. Haideți să cântăm cu toți. Lipește, Doamne, sufletul de tine. Din visul meu să nu mă mai deștept. Să simt și slava țărilor senine. Și inima de om ce-ți bate-n piept. Lipește, Doamne, sufletul de tine. Ca pe o ființă smulsă de la greu. Ridică-mă din valea de suspine. Aleluia, ascunde-mă cu tine, Dumnezeu. Ce minunat! Lipește, Doamne, sufletul de tine. Din visul meu să nu mă mai deștept. Să simt și slava zărilor senine. Și inima de om ce-ți bate-n piept încă o dată. Facem o rugăciune pentru oamenii care trec prin necazuri, prin probleme. Cânta sora Simina, lipește-mi, Doamne, sufletul de tine. Psalmul 46 spune, Dumnezeu este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. Nu știu dacă ai fost vreodată singur, când te-au părăsit prietenii, când te-au părăsit familia, când chiar ai fost singur și nu te-a înțeles nimeni, ai mai apelat la cineva care știu ce ai zis? Cum ai știut tu? Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Vreau să spun ceva, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Urmă cu câțiva ani de zile eram pe holurile spitalului în Timișoara. Fiica noastră cea mică, operată la inimă. Singur, cu soția, ne țineam de mână, nu primeam niciun răspuns. Așteptam să mă sune cineva, să mă încurajez. Tăcere. Ne-am ținut de mână și am zis, Tu ești ajutorul nostru. Și Dumnezeu a dat izbăvire. Vreau să spun ceva, că nu ai pe nimeni, strigă la Dumnezeu, că Dumnezeu face majoritatea. Dumnezeu e totul. El nu se uită că ești ortodox, că ești baptist, că ești țigan, că ești maghiar, că ești cum vrei tu. Dumnezeu e stăpân. Și când îl strigi din toată inima, orice necaz, orice problemă ai avea, Dumnezeu e gata să-ți vină în ajutor. În seara asta nu știu ce probleme ai.
Nu știu cum ți-e inima frântă de durere, poate că e roșu pentru cineva din casa ta. Crede că Dumnezeu nu-i om, Dumnezeu e Dumnezeu. Roagă-te. Mi-aduc aminte, bunicul meu era ortodox, dar eram copil mic și îl găseam pe genunchi și seara și dimineața. Nu trebuie să alergi sute de kilometri să-L găsești pe Dumnezeu. Dumnezeu e aici. E cu tine în fiecare zi. Totul să ai credință, să te aghezi de El, să spui, Doamne, ai milă și de mine. Eu nu mă descurc singur, dar Tu știu că dacă ești cu mine în fiecare problemă mă ajuți și îmi dai biruință. Și în seara asta Domnul e aici prezent prin Duhul Sfânt la Biserica Betleem din Alești, că Dumnezeu e aici, lăudat să fie numele Lui. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Lipește-ți sufletul de Dumnezeu. Vreau să ne rugăm. Poate ai pe cineva bolnav în casa ta. Poate ai pe cineva chiar aici cu tine. Spune-i Domnului, ai milă și de mine. Hai să ne rugăm. Timpul fuge fără noi, alergăm după nevoi, fără rost. Nu mai știm cine suntem, unde mergem și ce vrem, cu ce rost. Am uitat că noi suntem fii născuți din Dumnezeu. Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava Lui cea mare și ne va cădea, se va ridica.
că e predată toată inima. Iisus, noi îl iubim, însă inima împărțim, ne înșelăm. Spunem răului că-i bun și luăm cu noi la drum rătăcit. Pentru Iisus ce lăsăm, am promis, dar noi uităm. Până când, oare cum ne va găsi, vom trăi sau vom muri, ce va fi? Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica, dacă e predată toată inima. Cântați, căci vine Iisus, cine-i gata. Simina, cântă-ne, cântă-ne, lăuda să mai fie Domn. Mai cânt o ultimă cântare. Chiar dacă taci, eu știu că tu mă vezi. Chiar dacă nu-mi răspunzi, știu că veghezi. Și știu că vei aduce, Doamne, o zi când cu putere mă vei izbăvi, referitor la întâmplarea din spital. Poate de multe ori avem senzația că suntem uitați și ne supărăm și clevetim și ne punem întrebări și n-avem răbdare, că așa suntem noi. Și nu ne întoarcem spatele, fugim, plecăm, de ce, de ce? Dar Domnul e acolo, să ne încredem în El, să ne încredem în puterea Lui, în credincioșia Lui. Stăpânul meu, cel prea înalt.
Chiar dacă acum trec prin încercări, prin lacrime amare și dureri, eu știu că vei aduce, Doamne, o zi când cu putere mă vei izbăvi. Căci nu mă las de tine, chiar dacă pentru o vreme m-ai uitat, eu mă cred în tine, stăpânul meu cel prea înalt. Eu nu mă las de tine și în orice vreme voi striga mele. Îndură-te de mine, o Domnul meu și Dumnezeul meu. Eu nu mă las de tine, chiar dacă pentru o vreme m-ai uitat, eu mă cred în tine, stăpânul meu cel prea înalt. Amin. Mulțumim, dragilor, să știți că Biserica Betleem vă iubește și ne bucurăm că ați ales și ați onorat invitația noastră de a veni să fiți împreună cu noi, Simina, Ovi, Loris, un om special. Alături de ei, în seara aceasta, împreună cu noi, pentru prima dată, pastorul Alex Păduraru de la Timișoara, Biserica Impact. Până să ne cunoaștem, să știi, Alex, că te-am văzut pe internet și mă rugam Domnului pentru ca într-o zi să ne întâlnim. Și ne-am întâlnit la conferința FEBECAR, Federația de unde facem parte, și cu bucurie am primit vestea că și Biserica Impact din Timișoara face parte din Federația Bisericilor Autonome. Colegi, slujitori în FEBECAR, Domnul să te binecuvinteze și mă bucur și eu, ne-ai spus de mult, pentru că ai acceptat invitația să fii împreună cu noi în seara aceasta la un timp special în prezența Domnului în Biserica Betleem. Vă binecuvântăm pe toți cei care sunteți prezenți, care ați venit mai de departe, mai de aproape, ați plătit un preț să veniți până aici, dar credeți că Dumnezeu vă va binecuvânta. Spune cuvântul Domnului că un pas dacă faci în numele Lui, o cană cu apă, un pahar cu apă, dacă dai în numele Domnului, nu va rămâne nerăsplătit. Da, păi, dacă ați venit un kilometru, doi, zece sau sute, cum au făcut alții, credeți că Domnul e bun. Și ceea ce a promis, El împlinește. Vreau să facem un gest în momentele următoare. În urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, am făcut o postare live și am promis acolo ceva. N-am anunțat, aseară am uitat. Mi-am adus aminte aici. Am promis în acea postare că noi aici, Biserica Betleem, dorim să vă îmbrățișăm pe toți. Așa că primiți îmbrățișarea. Haideți să facem un gest. Punem mâna dreaptă, da, pe umărul stâng, mâna stângă pe umărul drept și dacă cineva ne urmărește pe internet, să facă lucrul acesta, pentru că noi, Biserica Betleem, vă îmbrățișăm, vă iubim și o spunem din toată inima. Amin? Primiți dragostea noastră care o avem arătată și o arătăm față de voi. Amin. În continuare doresc să fac anunțurile pentru timpul care ne stă înainte. Ieri, aseară, în seara aceasta, mâine și duminică, după cum am anunțat, vom avea 4 seri de evangelizare. Spunea și Marius aici, nu vrem altceva decât să transmitem un cuvânt al lui Dumnezeu oamenilor, pentru ca oamenii să înțeleagă
cât de importantă a fost jertfa Mântuitorului de pe lemnul din Golgota. Jertfa Mântuitorului pe care a avut-o față de noi, față de fiecare. Și acesta este scopul care noi vrem să-l propovăduim, să-l așezăm înaintea oamenilor și a tuturor celor care ne urmăresc. Împreună cu noi mâine seară, pentru că vom continua și mâine seară, va sluji pastorul Duțu Mărgăian de la Arad, să căutăm să venim și mâine la un timp binecuvântat de părtășie. Prin cântare va sluji grupul Bisericii Betlehem, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, și ne bucurăm și credem că mâine seara vom avea un timp binecuvântat. Apoi, duminică dimineața la orele 10 vom avea părtășia bisericii, iar după masă împreună cu noi va fi grupul El Shaddai din Oradea. Mulți tineri vor veni și vor fi împreună cu noi, însoțiți de fratele Dani Copil. De aceea vă invităm să fiți împreună cu noi și la următoarele slujbe pe care le avem în locul acesta, le vom avea în locul acesta. Uitându-mă la cântarea pe care sora Simina a cântat-o, Suni, mai poți afișa strofa a doua? Vreau să facem o rugăciune și apoi vom mai cânta o cântare, o rog pe sora Simina, dacă poate să mai pregătească o cântare împreună cu Loris, după această rugăciune, pentru că rugăciunea aceasta vreau să o facem special spre cei care în vremea aceasta slujesc pe Dumnezeu. Vorbeam cu pastorul Alex și îmi spunea: frate Daniel, rugați-vă pentru mine că de o oră, înainte cu o oră de a porni spre Alești, simt că ceva se întâmplă, simt așa un atac de boală, de răceală, un atac demonic care caută să destabilizeze, și mă gândeam că și cel rău caută să intervină cu tot felul de lucruri. Apoi, știri de tot felul pe care le-ați auzit în zilele acestea. Aș vrea să facem această rugăciune după ce ne vom privi spre aceste versete, strofa a doua și a treia în continuare, pentru slujitorii special. Ne vom ruga în continuare pentru Simina, pentru Loris, pentru Ovi, pentru pastorul Ale și pentru toți cei care în vremea aceasta slujesc prin tot felul de slujire, cântare sau predicarea Evangheliei. Pentru că vreau să vă spun ceva. Mulți oameni în vremea aceasta slujitori sunt pe punctul de a renunța. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să rădăcineze în ei acest pune din nou versetul 2. Eu nu mă las de tine. Dumnezeu să facă aceste cuvinte să rădăcineze în inimile lor, a slujitorilor, dar și în inimile noastre. Pentru că cred că în vremea aceasta și noi ca oameni și fiecare dintre noi avem tot felul de provocări. Chiar dacă de multe ori trecem prin momente dificile și poate ne întrebăm: Doamne, unde ești? Să putem să spunem: Doamne, eu nu mă las de tine, eu mă încred în tine, stăpânul meu cel prea înalt. Și versetul 3, dacă se poate, strofa 3-a. Eu nu mă las de tine și în orice vreme voi striga mereu: îndură-te de mine, o Domnul meu și Dumnezeul meu. Doamne, binecuvintează toți slujitorii din România. Binecuvintează toți slujitorii care în zilele acestea de evangelizări în toată țara aceasta aleargă. Doamne, păzește-i. Doamne, niciun atac demonic să n-aibă putere asupra lor. Îi încredințăm în brațul Domnului. Și Doamne, păzește-ți oștirea în vremea aceasta. Ne rugăm în direcția aceasta, ne rugăm pentru slujitorii din seara aceasta, ne rugăm pentru pastorul Alex, un cuvânt proaspăt, o ungere proaspătă, iar nouă, dragilor, o inimă deschisă de a înțelege care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine, la viața mea, la viața ta. Vrei să facem această rugăciune? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Încredințăm slujitorii Domnului în mâna Domnului și seara aceasta în continuare ca Domnul să lucreze cu mântuire, Domnul să lucreze în planul Lui să fie desăvârșit aici. Și mai mult de atât ne rugăm ca
prezența Duhului Sfânt în continuare să fie manifestată aici. Și toți care am intrat în locul acesta, sau care ne urmărește pe internet, Domnul prin cuvântul Său să impacteze. Haideți cu toți să intrăm în această rugăciune. Tată, și îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Tată, îți mulțumesc. În continuare, haideți să-L mai binecuvântăm pe Domnul dintr-o cântare împreună cu grupul. Timp în care îl vom binecuvânta pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Ceea ce dăruiți, dăruiți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau ca ceea ce dăruiți să dăruiți cu bucurie. Cântăm, îl binecuvântăm pe Domnul și apoi, după această cântare, dacă sora Simina mai încă o cântare cu grupul se mai poate, da? Bine, mulțumim. În urma cântării, pastorul Alex, ne rugăm pentru în continuare un cuvânt profetic pentru noi și cred în continuare că Domnul va lucra. Amin. Vreau să cânt împreună cu grupul dumneavoastră, că este un grup binecuvântat, minunat, talentat și împreună cu voi, că îl iubiți pe Domnul și pentru cei care trec printr-o perioadă grea și pentru cei care au o rană în suflet și pentru cei care nu văd, pentru cei care sunt bolnavi, vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac, eu sunt bogat, iar cel orb, sunt sănătos. Puteți să o afișați. Vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar cel orb sunt sănătos. Vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar cel orb sunt sănătos. O, Hosana, Hosana, Hosanna, Hosanna,
tot ce-a fost rău și murdar. Mi-a spălat prin al său har, ca un râu iubirea sa. Aș fi în adânc de mă, bucuros de voi lăuda. Aleluia! Cu ale salvării cântă, ce minunat! Osiana! Să mai rămânem în picioare câteva clipe pentru a citi din Sfânta Scriptură, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să îl deschideți împreună cu mine în Evanghelia lui Marcu. Vom citi de la capitolul 1, începând cu versetul 16. Evanghelia lui Marcu, de la capitolul 1, versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Amin. Vă rog să vă reașezați. Într-adevăr, încă de duminică seara, după programul de biserică, am simțit că mă ia răceala. Simțit așa că eram transpirat pe șirea spinării. Când am ieșit afară cu copiii din biserică, i-am băgat în mașină, i-am spus soției, zic să vezi că de aici mi se trage, o să mă răcesc, dar nu m-am lăsat nici luni, nici marți, nici miercuri și astăzi, pe la amiază, aveam o ședință și am simțit așa cum începe să-mi fie tot mai cald, să nu mă simt bine. Imediat m-am urcat în mașină pentru a veni încoace către dumneavoastră și, într-adevăr, l-am sunat pe fratele Daniel și i-am spus: dacă îi cum știu eu că mi se întâmplă și mă ia așa progresiv și după aia cu febră și după aia cu de toate, trebuie să vă rugați, ca să aveți predică în seara asta, trebuie să vă rugați. M-am oprit în Chișinău Criș, m-am oprit, am luat de acolo, mi-am spus la o doamnă farmacistă: vă rog, fiți bună, ajutați cauza Evangheliei, dați-mi ceva. Mi-au dat ceva prafuri, ceva spray-uri, ceva, și acum ați bine. Aleluia, da, aia a făcut diferența. Dar în seara asta, cam nu mare lucru, știți ce se întâmplă când
te răcești. Știți ce se întâmplă când ascultă Domnul rugăciunea? În seara asta, bucuria mea, pentru că sunt plin de bucurie, bucuria mea este să-L vestesc pe Domnul Iisus Hristos. Și pentru o astfel de misiune se merită să treci prin absolut orice. Pentru că la asta m-a chemat Domnul, să-L predic pe El. Și cred că lumea, omenirea astăzi are nevoie în sfârșit de vești bune. Dragii mei, sunt atât de multe vești rele, vești extrem de rele, vești proaste din toate părțile și la nivel mondial sunt vești proaste. Și la nivel național sunt ne-am și obișnuit, ca români te și miri când auzi de câte o veste bună la nivel național, după aia îți dai seama că nu s-o scris bine. Suntem obișnuiți, însă veștile proaste apar și la nivel local și la nivel personal. Vestea bună pe care eu o aduc în seara aceasta este că în Dumnezeu poți să ai încredere. Dumnezeu este de încredere, dragilor. În seara asta i-am cântat, în această seară am venit cu multe rugăciuni înaintea Lui și în seara aceasta avem cuvântul lui Dumnezeu care ne garantează și ne explică Dumnezeu este de încredere. Nu există nimeni pe pământul acesta care să vină la Dumnezeu, care să se roage, să apeleze la El și Dumnezeu să-L respingă. Îl știm, îl cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu bun, ca un Dumnezeu îndurător, ca un Dumnezeu milostiv, ca un Dumnezeu bogat în îndurare. Un Dumnezeu față de care greșim, un Dumnezeu față de care păcătuim, un Dumnezeu căruia îi întoarcem spatele, un Dumnezeu care de multe ori îl luăm în derâdere, un Dumnezeu de care uităm, pe care îl ignorăm și pe care nu-l luăm în socoteală. Dar cu toate acestea, El este un Dumnezeu care nu renunță la noi, care nu ne abandonează și nu ne pedepsește. Un Dumnezeu care ne oferă har peste har. Și har înseamnă să primești ce nu meriți. Ori vă repet, la cât de des uităm de El, la cât de des îl refuzăm și îi întoarcem spatele, merităm orice altceva, dar nu viață, nu capacitate de a auzi, de a gândi, de a vorbi, de a vedea, le merităm pe toate, dar Dumnezeu nu ni le dă. Dumnezeu nu ne pedepsește. Seara aceasta este o seară în care Domnul ne dă nu ce merităm, ci ne dă o clipă de har. Ne ascultă rugăciunea, este prezent în mijlocul nostru. Și vreau să spun în această seară, Domnul Iisus Hristos este gata să ierte orice păcat, oricât de multe ar fi păcatele noastre și oricât de grele. Domnul este Cel ce le poate ierta. El vindecă boli, eliberează de duhuri necurate, El dă viitor și speranță aceluia care nu mai are viitor și speranță. El este Domnul. Vi se pare că este la super oferte, ca și când asculți o reclamă din aceea la tigăi și ți se zice, dacă iei tigaia asta, primești încă una gratis, și primești un bonus. Pentru că, de multe ori, acest Dumnezeu așa și pare. Pare tu, nu, bine că ai venit, e ok, de acum numai o să primești bonusuri peste bonusuri și ți se pare suspect. Dragii mei, predicarea Evangheliei nu este suspectă. Într-adevăr, Domnul a venit pentru a ne face bine și nu rău. Însă, vedeți, când Domnul coboară în viața noastră, deși, repet, noi nu merităm, atunci când Domnul ni se adresează, atunci când Domnul, printr-un concurs de împrejurări, spunem noi, ajungem să ne întâlnim cu El, la fel cum se întâmplă în seara aceasta aici, Domnul este Cel ce vrea să ne facă bine. Dar vreau să spun în această seară, pe baza acestui text, vedeți, Domnul are niște pretenții de la noi. Dacă noi venim la El și spunem, Doamne, cei păcătoși suntem noi, cei bolnavi suntem noi, cei descurajați suntem noi, Doamne, avem nevoie de Tine, Domnul zice, eu de asta am venit. Dar trebuie să ne înțelegem, pentru ca iertarea, vindecarea, eliberarea, binecuvântarea să aibă efect în viața noastră, trebuie să se întâmple ceva.
Pentru că nu este la super ofertă. Nu faci nimic și primești. Domnul se întâlnește cu câteva persoane și textul din seara aceasta ne spune că el s-a întâlnit cu Petru, s-a întâlnit cu Andrei, s-a întâlnit cu Iacov și le-a spus ceva. El avea să-i binecuvinteze, avea să-i transforme în ucenici ai săi. El le-a spus așa: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Dragii mei, în seara aceasta ne uităm în acest cuvânt și vom învăța ce înseamnă să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, să fim împreună cu El. Pentru că dacă El este Cel ce ne iartă și aceasta este acțiunea Lui în viața noastră, care este partea noastră? Noi cu ce venim? Ne înscriem toți, mergem împreună pe același drum. Ok, care e partea ta și care este partea mea? Când Domnul spune, eu te iert, eu te vindec, eu îți dau speranță, eu te primesc înapoi, eu sunt Tatăl cel bun care își primește Fiul risipitor înapoi. Dragii mei, care este partea noastră? Pentru că evangelizările noastre nu vreau să semene ca pe un fel de îmbrobodire. Vino că după aia vedem noi ce-o fi. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune exact care trebuie să fie participarea noastră. Și vă rog să observați în cuvântul Domnului, în primul verset pe care noi l-am citit, pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Domnul se duce exact în locul în care sunt ei. Și la fel Domnul vine exact în locul în care suntem noi, în locul vieții noastre. Și spune, Iisus le-a zis, veniți după mine. Și ca să îl urmăm realmente pe Iisus, noi trebuie să dăm dovadă că îl ascultăm, nu doar îl auzim. Pentru că a merge pe drum împreună cu Domnul Iisus Hristos nu presupune doar auzire. Vedeți, Domnul Iisus s-a născut unde? La Betleem. Domnul s-a născut și a crescut și cuvântul Domnului ne spune că El a început să facă semne, a început să facă minuni, a început să predice. Ne spune versetul 14, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este mesajul pe care Domnul îl răspândește. Însă dacă noi vrem să meargă El cu noi și noi să mergem împreună cu El, dragilor, potrivit cuvântului acestuia, noi trebuie să ascultăm de El, nu doar să auzim despre El. Este o diferență importantă. Este ceva ce trebuie să înțelegem pentru a nu experimenta amăgirea și înșelarea. Pentru că atât de mulți oameni aud despre Iisus. Foarte mulți oameni aud exact mesajul acesta din versetul 15. S-a împlinit vremea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și oamenii spun, bună predică, bun mesajul, provocator ce am auzit în seara asta. Este ceva special, deosebit. Ne luăm poșeta și mergem acasă. Însă vă rog să observați, asta nu ne transformă în ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Faptul că doar auzim despre El și auzim ce zice El, putem să înmagazinăm niște informații. Putem să spunem, într-adevăr, am avut o experiență cu Iisus, dar nu ne transformă în ucenici, în urmași ai Domnului Iisus, în credincioși ai Domnului Iisus Hristos, ci doar în oameni care au avut o experiență. Ori, dragilor, spunea fratele dinainte, nimeni de aici nu vrea să aibă doar o experiență. Nimeni de aici nu vrea să aibă experiența de a face parte dintr-o biserică. Asta este prea puțin. Dintr-un cult, dintr-o organizație, dintr-o religie. Nimic din toate acestea nu mântuiește. Nimic din toate aceste lucruri pe care le-am enumerat nu iartă, nu vindecă, nu dă viață veșnică, nu dă viitor și speranță. Nimic. Unul singur este acela care ne transformă viața. Iisus Hristos este numele Lui. Întrebarea este, dragul meu, ești un urmaș al lui Iisus sau doar membru într-o biserică? Ești urmaș al lui Iisus sau doar un om care are religie? Hristos a spus așa, veniți după mine și eu voi lucra în viața voastră. Ascultați
de Domnul Iisus. Nu doar auziți despre Domnul Iisus. Pentru că a asculta de Iisus e cu totul diferit de a auzi de Iisus, pe Iisus. De ce spun asta? Pentru că același Petru, primul lui contact a fost exact aici, în textul acesta, în Marcu. El avea treaba lui, pescuia, se întâlnește cu Iisus și Iisus spune, vină după mine, ascultă-mă pe mine. Și din momentul acela, Petru începe să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și îl urmează. Câteodată Petru este mai aprig la vorbă, zice ce nu trebuie. Altădată ajunge să-L mustre pe Domnul Iisus și să-I spună, nu, să nu faci așa ceva, să nu te duci la Ierusalim să fii crucificat. Și Domnul îl mustră. Altădată, în această ascultare, în această urmare, Petru spune, nu-L cunosc pe Domnul. Și se leapădă Petru de 3 ori și Domnul îl iartă. Același Petru scrie în 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Rețineți, acest Petru care a trecut prin atât de multe experiențe, spune așa, deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frasne prefăcută, iubindu-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. După ce el trece prin atâtea momente în umblarea lui cu Domnul, când se depărtează, a avut momente când nu a ascultat, ajunge să scrie o epistolă, 1 Petru, și să spună așa, știți ce aduce curățire, ceea ce aduce binecuvântare, dragoste reală în inimile noastre? Nu auzirea adevărului, ci ascultarea de adevăr, să aplici în viața ta. De ce vreau să te întreb, dragul meu? Sunt convins că tu de auzit ai mai auzit. Ai mai auzit de Iisus? Ai mai auzit de vestea bună? Ai mai auzit de mesajul chemării la pocăință? Ai mai auzit că sunt lucruri în viața ta la care trebuie să renunți pentru a fi credincios? Ai mai auzit? Marea întrebare se pune, astăzi, în 2024, într-o țară creștină, câți dintre noi îl ascultăm pe Iisus? În ce domenii l-ai auzit pe Iisus vorbindu-ți, dar ai amânat să asculți de Iisus? Reiau întrebarea, în ce domenii din viața ta l-ai auzit vorbindu-ți, dar ai amânat să asculți? Dumnezeu vorbește în diferite feluri. Vorbește prin predica aceasta, vorbește prin cântări, îți vorbește printr-o carte pe care o citești, îți vorbește prin Biblia pe care o citești. Sunt momente când Dumnezeu îți vorbește printr-un vis și îți spune, mi-aduc aminte, vecinii bunicilor mei cu mulți ani în urmă au fost atât de zguduiți de un vis. Și pentru că bunicul meu era pocăit dimineața, de vreme l-au chemat la gard. S-a dus și i-a povestit visul bunicului meu. Vecinii avusese un vis clar în care Dumnezeu îi chema să se întoarcă la el. Și a spus, măi, Dumitru, ce înseamnă treaba asta? Și bunicul, om credincios, le-a explicat, a corelat visul cu Biblia, cu Evanghelia și le-a spus, voi trebuie să vă pocăiți. Ei au auzit încă o dată dacă mai era nevoie. Dar n-a fost suficient. Pentru că tu poți auzi predica, poți auzi cântarea, tu poți primi visul care te înspăimântă, un vis în urma căruia spui, măi, eu trebuie să mă pocăiesc. Mă bucur, dar nu-i suficient. Pentru că a deveni urmaș al Domnului Iisus Hristos nu se întâmplă în urma unei auziri, ci în urma ascultării. Altcineva are o experiență dramatică, un accident, trece printr-o dramă în familie și înțelege în momentul acela pe patul spitalului, în fiarele încontorsionate ale mașinii, măi, eu înțeleg, trebuie să mă întorc la Dumnezeu, dar nu ascultă. Vreau să te întreb, tu în ce domenii ai auzit glasul lui Dumnezeu și nu ai ascultat? Dacă doar ai auzit,
Este har din partea lui Dumnezeu că ți s-a adresat. Însă asta nu te face automat urmaș al Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că trebuie să ascultăm de El. În Efeseni, capitolul 5, versetul 1, este un text în care Pavel ne spune că trebuie să-L ascultăm pe Domnul. Cornelescu traduce spunând, urmați dar pilda lui Dumnezeu, adică ascultați de Dumnezeu. Și aceasta este imaginea pe care El o pune în fața noastră. La fel cum un copil trebuie să asculte de tatăl său, la fel și noi. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Sau am putea zice noi, fără să greșim, ascultați de Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și anume, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Ascultați de Dumnezeu, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, căci știți că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Atenție, de ce este important ca să asculți? Pentru că nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii, atenție, neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Observați cât este de importantă ascultarea. La fel ca și în viața lui Petru, Dumnezeu te vizitează. Iisus Hristos îți intersectează viața ta și îți spune în felul următor, tu trebuie să vii după mine. Pentru că răspunsul la întrebarea ta se găsește în jertfa de la Golgota. Răspunsul la frământarea ta, la chinul tău, la durerea ta, răspunsul la sensul vieții și la direcția viitorului tău se găsește în planul lui Dumnezeu. Tu trebuie să mă urmezi, îți zice Domnul. Dar pentru ca să se întâmple asta și să nu ai parte de o dezamăgire, tu trebuie să asculți, nu doar să auzi. Pentru că oamenii care doar aud și aud și aud și nu ascultă, observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Experimentează din potrivă. Antiteza este amăgit. Să tot auzi un lucru, la un moment dat ai senzația că îl și cunoști, că îl deții. Vreau să trag un semnal de alarmă în această seară. Pentru că, dragii mei, nimeni nu poate garanta pentru ziua de mâine. Nimeni nu poate garanta pentru săptămâna viitoare, nimeni nu poate garanta că vom încheia anul 2024. Pentru fiecare dintre noi de aici, viața se poate încheia în două clipe. De ce vreau să te chem în seara aceasta, acum, nu să auzi. Eu vreau să te chem să asculți de Domnul. Este un timp de har. Biblia spune aici, va veni o zi a mâniei, o zi a judecății, în care Dumnezeu ne va evalua nu după ce am auzit, că de auzit se aud multe. Dumnezeu ne va evalua după ceea ce am ascultat. Am dat ascultare? Ascultarea este mai importantă decât orice. Ascultarea e mai importantă decât jertfele. Ascultarea să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în Vechiul Testament, este mai importantă decât orice închinare. De aceea îți spun în numele Domnului, astăzi este timpul când trebuie să decizi și trebuie să începi să asculți de Domnul. Orice s-ar întâmpla, oricât de mult ar trebui să renunți, nu ești un urmaș al lui Iisus dacă doar asculți. Lasă ce trebuie să lași, abandonează ce trebuie să abandonezi și începi să mergi după Domnul. Petru, Simon cu Andrei aveau o afacere, un business cu pește, aveau angajați și când Domnul îl cheamă, vină după mine, ascultarea a însemnat pierdere, a însemnat renunțare. De unde îți dai seama că asculți sau că auzi? Prin prețul pe care îl plătești.
ție să asculți în seara asta nu te costă absolut nimic. Nu mă stai. Și eu să vorbesc, să am sănătate, să pot vorbi și tu auzi. Să asculți deja presupune cheltuială, deja presupune să consumi ceva. La fel și în cazul Evangheliei. Să auzi nu presupune nimic. Îți dai seama că tu nu ești un ascultător, tu nu ești un auzitor, ci tu ești unul care ascultă Evanghelia prin prețul pe care îl plătești. Ai început să plătești, să pierzi, ai început să renunți, ai început să fii un ascultător, ai început să asculți de Domnul. De ce vreau să te întreb? La ce trebuie tu să renunți? Ca să faci pasul de la a auzi la a asculta. Care-i prețul? La ce trebuie să renunți? Ce trebuie să lași în spate? Cui trebuie să îi dai pace? Pe cine trebuie să dezlegi de inima ta, să lași în spatele tău pentru ca tu să poți să mergi cu Domnul? Ascultă-mă că ție îți vorbesc. Și cu Domnul, în același timp și cu lucrurile pe care încă le ai în viața ta, nu poți să mergi. Domnul îți traversează viața. Când îți traversează viața, trebuie să renunți proiecția pe care ți-ai făcut-o pentru viitor și să începi să-L urmezi pe El. Numai atunci vei fi un urmaș al Domnului Iisus. Mă rog Domnul să ne ajute pe toți, nu doar să auzim, ci să fim ascultători de El. Amin. Iisus a spus, veniți după mine. Și în al doilea rând, ceea ce ne face urmași ai Domnului este următoarea sintagmă. Și vă voi face pescari de oameni. Adică urmași ai Domnului înseamnă că suntem atunci când suntem modelați, nu doar mângâiați. Pentru că, vedeți, atunci când noi venim la Domnul, într-adevăr, Domnul ne mângâie. Nu cunosc pe nimeni care să știe să aducă atâta mângâiere și atâta încurajare și dragoste ca Domnul nostru Iisus Hristos. El știe să te mângâie, ai căzut, ai pierdut, ești îngrijorat, El vine și îți aduce mângâiere, așa ca un fel de balsam, ca un fel de... Dar știi că umblarea cu Domnul nu înseamnă doar mângâiere? Într-adevăr, venim la El rupți. Venim la El îngrijorați, venim la El răniți și Domnul ne mângâie și îmi spune mie, Alex, o să fie bine. Ai să vezi că împreună cu mine vei fi mai mult decât biruitor și asta este mângâierea. Dar trebuie să spun ceva, Domnul nu are ca scop mângâierea. Mângâierea este un mijloc pentru a ne duce la transformare. El vrea să ne modeleze. El vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme. Pentru că dacă avem nevoie de mângâiere, avem nevoie de mângâiere, tocmai că modul în care am trăit și am fost a produs durere și avem nevoie de mângâiere. Folosește mângâierea, dar o folosește pentru a ne modela. Ori trebuie să spun asta, dorința noastră cea mai mare este să fim mângâiați, să spunem, ce bine ne-am simțit. În schimb, când modelezi un vas de lut, când modelezi un copac și vrei să-i dai o anumită formă, acolo înseamnă și o oarecare durere și suferință. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că Domnul spune, veniți după mine și este ceea ce trebuie tu să faci. Să spui, Doamne, sunt aici și la dispoziția ta, te ascult pe tine și încep să merg după tine. Modelarea noastră nu mai este atribuția noastră. Vă rog să observați, Domnul a spus, voi veniți după mine și eu vă voi transforma pe voi. Forma pe care o vom avea este în mintea lui Dumnezeu, nu este în mintea noastră. Forma pe care vrea Dumnezeu să ne-o dea și ce vrea să facă din noi este planul Său și este acțiunea Sa. Tindem să ne placă creștinismul care gravitează în jurul nostru și care ne produce plăcere. Și tindem să nu ne placă acel creștinism care gravitează în jurul lui Iisus. De aceea Domnul a spus, veniți după mine și eu voi începe să lucrez în viața voastră.
Eu îmi voi pune mâinile peste voi și eu voi începe să frământ în viața, în viața voastră. Domne, cum? Nu-i treaba voastră. Aia e treaba mea. Eu voi începe să vă modelez, eu voi începe să vă corectez și vă voi da forma pe care trebuie să o aveți. Cea mai mare rezistență la pocăință, la întoarcere la Domnul, ceea ce ne ține pe noi să ne întoarcem la Domnul, este setea profundă după mângâiere. Vrem să ne fie bine, să ne fie doar bine. Vă rog să observați că Domnul spune, da, Domnul ne și mângâie, dar El spune, eu vă transform. Și atunci sunt oameni care spun, dacă eu îl urmez pe Iisus, voi avea parte și de suferință, voi avea parte și de încercare. Nu cred că este momentul să mă întorc la Dumnezeu, pentru că sunt persoane în viața mea care nu sunt de acord cu asta, care mă prigonesc, care mă ceartă, care nu cred că sunt de acord, nu cred că este bine să vin acum, pentru că nu mă simt bine. Dragul meu, trebuie să spun că al urma pe Domnul Iisus Hristos presupune modelarea ta. Mai înainte de tot și toate, mai înainte de mângâierea ta, presupune modelarea ta. Și Domnul îl modelează pe apostolul, pe ucenicul său, pe Petru. Îl modelează. Este în mâna lui Dumnezeu. Și îl modelează când trece prin furtună. Vă aduceți aminte? Domnul îi silește să treacă prin furtună. Și ajunge într-un moment în care ei disperați văd că nu mai au nicio șansă și strigă către Domnul. Și atunci Domnul îi modelează și le spune, puțin credincioșilor, voi nu aveți credință, trebuie să modelez în viața voastră să aveți mai multă credință. Îl modelează pe Petru tot printr-o astfel de experiență. Îl modelează pe Petru în momentul în care îl avertizează că va trece, diavolul caută să vă cearnă, eu m-am rugat pentru voi. M-am rugat pentru tine, Petru. Îl modelează. Îl modelează pe Petru pentru totdeauna, îl amprentează. Atunci când în Ioan capitolul 20 iasă din nou la pescuit, Petru, atenție, se lepădase de Domnul. Domnul fusese crucificat și îngropat. Erau ceva zvonuri că înviase. Chiar el s-a dus la mormânt și nu găsise pe nimeni acolo. Petru și cu alți ucenici erau pe Marea Tiberiadei și pescuiau. Spre dimineață, neprinzând nimic, de pe țărm se aude cineva. Și întreabă copilaș, aveți ceva de mâncare? Nu avem. Îndeamnă și spune, Ioan îi spune, vezi că cel care îți vorbește de pe malul mării este Domnul. Și Petru se aruncă în mare și în noată și stă la masă cu Domnul. Într-adevăr era Iisus. Și fiți atenți cum îl modelează. L-a modelat prin furtună, l-a modelat prin avertizări. Și de data asta îl modelează spunându-i, Petru, mă iubești tu pe mine? După toate câte le-ai zis despre mine, Petru, după toate câte te-ai jurat că nu mă știi, acum mă vezi că am înviat. Petru, eu te-am primit înapoi, am pregătit pentru tine cină, să stăm la aceeași masă. M-am arătat de atâtea ori, din nou ți-am traversat viața. Petru, mă iubești? Și el zice, da, Doamne, te iubesc. Și din nou îi spune, Petru, mă iubești tu cu adevărat pe mine? Da, Doamne, știi că te iubesc. Și încredințează turma sa și cu dragoste îl înconjoară pe Petru și solicită de la el exprimarea iubirii și îl modelează și schimbă în viața lui Petru atâtea lucruri. Dragul meu, ca să fii un urmaș al lui Iisus Hristos, El nu vine să-ți aducă un anestezic pentru durerea ta. El nu vine doar să te mângâie. El a venit să te schimbe și sunt lucruri în viața noastră pe care nu reușim să, de care nu reușim să ne debarasăm. Sunt lucruri din viața noastră, din gândirea noastră, pe care nu reușim să le schimbăm. Aici este Domnul prezent ca să aducă modelare caracterului nostru.
El spune în felul următor: chiar necazul, chiar lucrurile rele, Dumnezeu le schimbă, le dă un nou sens și le face să fie o binecuvântare pentru noi. Chiar lucrurile negative se transformă în binecuvântare atunci când mergem la pas cu El. Asta se întâmplă cu Petru. Convertește, schimbă, chiar trădarea o schimbă și o face în împuternicire. Asta se întâmplă când ești un urmaș al Domnului Iisus Hristos. Vreau să te încurajez, dragul meu, nu o religie. Vreau să te încurajez, nu să ai un ritual. Vreau să te încurajez, fii un urmaș devotat al Domnului Iisus Hristos. Lasă-L să te modeleze. Vino în seara asta, chiar cu durerea, cu suferința ta și spune-i: Doamne, nu are sens ce s-a întâmplat în viața mea, în trecutul meu. Dar ți-l aduc ție, îl pun, uite aici, înaintea ta, pe bancul tău de lucru. Doamne, modelează-mă cu ceea ce s-a întâmplat, cu trecutul meu, cu istoricul meu. Doamne, modelează-mă. Ascultă-mă bine, nu lăsa, nu ține de trecutul tău, de durerea ta, nu căuta tu să-i dai sens. Nu căuta tu să folosești ceva din trecutul tău și din experiențele tale negative. Dă-i-le Domnului, pentru că acelea sunt niște pile aspre, dure, pe care dacă le ții tu în mâna ta, nu o să știi ce să faci cu ele. Însă Domnul va ști cum să te șlefuiască. Domnul va ști ce să facă în viața ta, pentru că scopul Lui nu este doar să spună o să fie bine. Scopul Lui este să te modeleze. Ce fel de bărbat să fii, ce fel de soț, ce fel de tată, ce fel de slujitor, asta poți afla numai dacă te lași modelat de Domnul. Ce fel de femeie, de fată, ce fel de soție, ce fel de mamă, de slujitoare, ce poți să fii cu adevărat, asta vei afla doar dacă te lași modelată de Domnul Iisus Hristos. Să fii un urmaș al Domnului înseamnă să asculți, nu doar să auzi. Înseamnă să lași să te modeleze, nu doar să te mângâie. Și în ultimă instanță, înseamnă implicare, nu doar intenție. Domnul a spus: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și în ceea ce eu vă voi transforma, vă va implica în mod total. Și ceea ce face diferența, dragii mei, nu este intenția, ci este implicarea de care dăm dovadă. În fața bisericii, aici, am observat că este o trecere de pietoni. Pleci, treci pe trecerea de pietoni și vine mașina. Tu pe trecerea de pietoni. Ce ai zice dacă șoferul are intenția de a călca frâna? Și atât. După aceea va spune celui de la rutieră: domne, am avut intenția. Pentru că noi oamenii spunem, știți ce spunem? Intenția contează. Nu e adevărat. Intenția nu contează. Nu contează intenția de a te întoarce la Dumnezeu. Nu contează. Nu contează intenția de a te pocăi. Intenția de a te apropia de Dumnezeu. Nu contează. Nu contează în lumea reală, nu contează în familia ta, nu contează în lumea spirituală, nu contează pentru veșnicie. Intenția nu are nici o valoare. Tu nu te poți duce la soția ta și să-i spui: știi, iubito, șeful a avut intenția de a mări salariul. Nu te poți aștepta ea să sară în sus: ce bucurie mare! În momentul în care șeful chiar se implică și îți face mărirea aceea de 45% de salariu, atunci da, este bucurie. În momentul în care există implicare, acolo există transformare. Și în viața lor, implicarea s-a văzut. Versetul 17 spune așa: Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Versetul 18, imediat următor, dovedește că oamenii aceștia s-au implicat cu Iisus și spune: îndată și-au lăsat mrejile și-au mers după El. S-au implicat. N-au avut doar intenția și au spus: Iisus, tu mai du-te, mai vino și mâine eventual. Știi ce? Îmi place de tine. Intenția mea este una bună.
Nu? Au lăsat intenția deoparte și s-au implicat. A mers puțin mai departe, a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau pescari, erau într-o corabie și dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și iată-i, ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. N-au avut doar o intenție, ci s-au implicat. Eu să te întreb pe tine, dragul meu, de câte ori ai avut intenția? Poate după un episod în care ai eșuat, ca soț, ca tată, ca bărbat, după o noapte de băute, după ce ai venit acasă și ai făcut praf totul, ai avut intenția de a te schimba. S-a întâmplat ceva? Absolut nimic. Pentru că numai în momentul în care te implici pe drum cu Iisus, se întâmplă schimbările în viața ta. De câte ori n-ai avut intenția să slujești mai bine? Ai avut intenția și ai spus, poate după un eșec în slujire, poate după o predică, ai spus, va fi altfel. De câte ori n-ai avut intenția de a face schimbări în viața ta? De multe ori. Ascultă-mă, datorită intenției, tu nu ești un urmaș al lui Iisus. Datorită intenției, tu nu ești un slujitor. Datorită doar a intenției, nu se va schimba nimic și niciodată. Ascultă-mă bine, datorită doar a intenției, vei rămâne exact în locul în care ești, în cel mai bun caz. Doar datorită intenției te vei eroda în locul în care ești. Te vei degrada în locul în care ești. Va trece timpul peste viața ta și te vei frustra și mai tare, pentru că tu intenție ai avut, dar nu te-ai implicat. Pentru că a fost o seară când de auzit tu ai auzit, dar nu ai ascultat. Pentru că mângâiere, în urma cântărilor, în urma rugăciunii, de mângâiere ai avut parte. Că Iisus a venit și că Iisus mângâie, indiferent de ce se întâmplă. Dar tu, modelat, altul, diferit, schimbat, transformat, tu nu ai experimentat asta. Să vezi atunci cum crește depresia, să vezi atunci cum crește frustrarea. Pentru că tu, intenție, ai mers mai departe decât a asculta. Ai mers mai departe decât la a experimenta modelarea și mângâierea, să spui, da, Doamne, e ceva bun, ai avut chiar intenție. Dar nu te-ai implicat pe drum cu Iisus. Dragul meu, la început ești frustrat, după aceea intri în depresie și dacă ai zile, ajungi să spui, am avut atâtea șanse, am avut atâtea intenții și am făcut praf și pulbere cu toate. Dar ascultă-mă, există ceva mai dramatic de atât. Vine o zi a disperării, când dincolo în veșnicie îți dai seama că tu ai fost unul dintre oamenii din proximitatea lui Iisus, unul dintre oamenii care l-au auzit pe Iisus, unul dintre oamenii care a experimentat mâna lui Iisus, unul dintre oamenii care a vrut să facă ceva pentru Iisus și n-a făcut nimic. Și eu nu-ți vorbesc în seara asta despre frustrare, nici despre depresie, ci o disperare veșnică. Pentru că pe nimeni nu salvează auzirea. Tu realizezi că mângâierea nu salvează pe nimeni? Tu realizezi că intenția nu salvează pe nimeni? Oricine ai fi, din orice familie te-ai trage, în orice biserică ai avea membralitatea. Mă invit să ne ridicăm în picioare. Dragul meu, am câteva întrebări pe care vreau să ți le pun. Și vreau ca aceste răspunsuri să ți le dai tu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că eu cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează în momentul acesta. Pentru că este un moment decisiv pentru fiecare dintre noi. Dacă te ajută, poți închide ochii câteva clipe și nu este pentru a încerca manipulare, ci pentru a te ajuta să te desprinzi de tot ceea ce este în jurul tău. Să fii în sfârșit tu cu tine.
și tu cu Dumnezeu. Te rog, răspunde. Ai auzit glasul Domnului? Da? Ți-a vorbit Domnul? Te rog, dă-ți ție răspunsul acesta. Când a fost prima dată când ai auzit șoapta lui Dumnezeu? A fost cândva de mult în anii copilăriei, adolescenței, tinereții? Când ai văzut că te-a mângâiat? Adu-ți aminte când mâna lui te-a mângâiat. Te-a mângâiat și nu te-ai dezintegrat. Te-a mângâiat și te-a păzit. Te-a mângâiat și te-a încurajat. Adu-ți aminte. Vreau să te întreb, ai avut vreodată intenția de a te schimba? Ai avut vreodată intenția de a te întoarce la Dumnezeu, de a crede în El, de a face botezul, de a te implica mai mult în slujire, de a dărui mai mult timp Domnului, de a dărui mai mult din resursele tale Domnului? Ai avut vreodată intenția aceasta? Te-a cercetat, te-a chemat Dumnezeu și tu-ai spus, da, Doamne, așa voi face? Au fost astfel de momente în viața ta? Acum te rog, spune, unde te afli în seara asta? După toate aceste întrebări, ești tot departe de Domnul? Tot în păcat trăiești? Tot aceiași paraziți sunt în viața ta care îți sug seva? Tot la stadiul de intenție ai rămas? Dragul meu, vreau să te întreb dacă în seara aceasta nu iei nicio decizie, răspunde-ți ce se va întâmpla cu viața ta. Dacă tot intenție vei avea fără să te implici, unde vei ajunge? De aceea te provoc în momentele următoare, vin înaintea Domnului și te rog, fă primul act de implicare. Vreau să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Acolo unde ești, exact așa cum ești, exact în poziția aceasta, exact în etapa aceasta a vieții, nu aștepta să se întâmple altceva. Te rog, nu amâna seara aceasta. Orice contraargumente ar fi, te rog, fă un act al intenției tale și apoi începe să te implici. Și rugăciunea ta va fi primul pas al implicării tale pe drumul acesta, al întoarcerii la Domnul, al pocăinței, al mântuirii, al ridicării. Începe să te implici cu Dumnezeu. Ai ascultat cântările frumoase, bravo! Ai ascultat cuvântul acesta, foarte bine, haide, implică-te! Plecăm cu toții capul și începem să ne rugăm. Și te rog, prin gestul acesta, prin șoaptele tale, prin cuvintele tale, dovedește îndată că ești pe același drum cu Domnul. Că începi să mergi cu Domnul, că începi să fii la pas cu El, prin cuvintele tale, prin plânsul tău, prin închinarea ta, dovedești că ție îți pasă de El, că nu i-ai întors spatele, că tu n-ai fugit de El, ci că tu ai început să umbli cu El. Ascultă, Doamne, rugăciunile din seara aceasta. Mă rog, Doamne, pentru cei aflați, ridicați în picioare înaintea Ta. Pentru toți cei ce au auzit în această seară Evanghelia, Doamne, pentru toți cei ce au experimentat, Doamne, mângâierea Ta, Doamne, a Duhului Tău cel Sfânt, și pentru toți în inima cărora, Doamne, a început să se zărească intenția pocăinței, Doamne, a întoarcerii la Tine, mă rog în seara aceasta să nu rămână la stadiul de intenție. Știu că aici, Doamne, sunt oameni care vor, dar nu pot. Doamne, mă rog, intervino Tu în seara aceasta. Ajută-i, Doamne, să poată rosti cuvântul pocăinței, cuvântul întoarcerii la Tine, Doamne. O, mă rog, Doamne Dumnezeule, ajută-i pe cei prezenți în locul acesta, într-adevăr, să înceapă să umble cu Tine. Primește rugăciunea de pocăință, rugăciunea de mărturisire. O, te rog, Doamne, primește inima noastră pe care o aducem înaintea Ta. Primește, Doamne Dumnezeule, pentru că din seara aceasta noi nu vrem să Te mai ignorăm. Noi nu vrem doar să mai avem o simplă intenție, ci vrem să ne implicăm alături de Tine, Doamne, pentru a câștiga oameni pentru Tine.
transformă, Doamne, din cei prezenți aici, schimbă, Doamne, modelează, Doamne, Dumnezeule, pentru slava, pentru gloria numelui Tău și pentru mântuirea noastră a tuturora în veci. Amin. Sunteți de acord să manifestăm implicarea noastră împreună cu Domnul printr-o ultimă cântare sau printr-o nouă cântare? Haideți să-i cântăm Domnului. Pentru că știți ce, dragilor, implicarea înseamnă manifestare. Haideți să manifestăm faptul că suntem împreună cu Domnul cântând o cântare. Cântăm împreună? Haideți să cântăm împreună. Înțelegeți-vă cine cântă, Simina sau... Haideți să cântăm o cântare. Pentru că atunci când începem să umblăm cu Domnul, este comunicare. O comunicare care s-ar putea să fie sărăcăcioasă. Nu te poți ruga, nu te știi ruga. Îți este greu să te rogi. Îți este greu să-ți exprimi sentimentele. De ce folosim cântarea? Haideți să lăudăm pe Domnul. Nota muzicală, versul afișat, îndemnul nostru al tuturora ne ajută atât de mult să începem să umblăm cu Domnul. Vreau să te întreb, dacă tu în seara asta nu începi să cânți, de ce crezi că o vei face acasă? Dacă din seara aceasta nu începi să umbli cu Domnul în timpul acestei cântări și să proclami numele Lui, nu vei putea face în altă parte? Dacă există un acum, există și un aici. Dacă există o urgență a întoarcerii la Domnul, atunci acea urgență este aici și acum. Să începem să umblăm cu Domnul, să ne închinăm înaintea Lui și atunci știm că nu vom fi amăgiți, ci vom fi urmași devotați ai Domnului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Să-ți umple
prin fân, mai roagă-te încun ceas. Nu stinge Duhul din tine, încă puțin a rămas. Mai rată încă o vreme, mai luptă nu te lăsa. Că vine ziua cea mare, când lângă Domnul vom sta. Mai iubește o clipă, mai roagă-te încun ceas. Nu stinge Duhul din tine, încă puțin a rămas. Mai rată încă o vreme, mai luptă nu te lăsa. Că-ți vine ziua cea mare, când lângă Domnul vom sta. Vom sta. Alex, te asiguri că ceea ce a vorbit Dumnezeu prin tine mi-a vorbit și mie treptate, etape. Am fost și eu ca voi, ca unii care sunteți poate pentru prima dată într-o seară ca aceasta. Auzisem cuvântul, îmi vorbise Dumnezeu prin vise. Dumnezeu făcuse miracol, m-a scos din întuneric cumva, dar n-aveam putere să iau, să mă implic, să iau decizii, să iau hotărâri. Și într-o seară ca aceasta a venit un om al lui Dumnezeu, eram pentru prima dată într-o adunare de pocăiți. Și a zis că despre tine care ai intrat pentru prima dată aici, cum am iertat tâlharul de pe cruce, așa te-am iertat și pe tine. Și ca semn că te-am iertat, te-am vindecat. În momentul acela am tresărit. Știam că eram pe moarte în urmă cu un an de zile. Dar Dumnezeu a trimis oameni acolo, în închisoare unde eram. Și s-a rugat pentru mine. Și mi-a dat viață. Și Dumnezeu continuă și îmi spune, pentru că am de lucru cu tine, că vreau să te fac un vas de cinste. Prin tine voi întoarce oamenii la pocăință. Voi schimba viața ta. Și mi-am dat seama că de atunci a trecut vreo 30 de ani. Și prea puțin am făcut pentru el, cât de mult a făcut el pentru mine. Că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, eu vreau să spun în seara asta, nu pleca fără el de aici, că fericit nu ești. Nu m-am plinit cu el. E o cântare, Simina, care tu cântai atât de frumos. Tumucul care fumecă nu-l stingi.
stați și voi aici, cântăm împreună. Vreau să spun, în seara asta, tu ești un muc, tu ești o trestie frântă căutată de Dumnezeu de mulți ani. În seara asta e momentul să te hotărăști și știu că Dumnezeu are de lucru cu tine. Deschideți inima la cântarea asta, că vei în genunchi, știu. Nu eu, Dumnezeu va face. Cerceta inima. E pe urmele tale, Dumnezeu, de ceva timp. Totul este să te lași prelucrat de El.
implică-te spunându-i da lui Hristos. Și spunem împreună în seara aceasta: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă văd așa însetați. De-aia am zis la Simina, mai cânt o cântare pentru oameni ăștia. Că știți că faci o cântare mai valoroasă decât un vițel cu copite de aur. Sta jos și ascultăm cântarea aceasta. Sta și voi aici. Nu vreau să vă obosesc prea tare. Aleluia. Cer scuze dacă... Domnul, nici nu vreau să nu ascult. Teo, fratele meu, cum să-ți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat? Vin să-ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Eu n-am meritat, om e nevinovat. Prin rănile tale sunt vindecat, eliberat, Tu m-ai salvat. Rănile tale viață am primit, sunt mântuit prin har. Domnul meu, lumina mea, cer l-ai deschis prin Golgota. Domnul meu, copii de Dumnezeu.
prin ranile tale sunt vindecat, eliberat, tu m-ai salvat. Prin ranile tale viața am primit, sunt mântuit prin har. Amin. Mulțumim. Mulțumim, pastore. Domnul să te binecuvânteze. Mulțumim, Simina, mulțumim, Ovidiu, mulțumim chitaristului. Domnul să-l binecuvânteze. Tuturor vă mulțumim că ați ales să fiți cu noi. Vă iubim și vă mai așteptăm la noi. O noapte binecuvântată. Salutare!